Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici. Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. Vorbim despre misiune împreună cu invitatul nostru, Teodor Popa. Încerc în câteva cuvinte să rezum, este un om de radio și este misionar și mă bucur că este în studioul nostru astăzi. L-am întâlnit în urmă cu vreo 10 ani, atunci ați început o stație de radio creștin în Niger. Mă bucur că astăzi și ascultătorii au ocazia să vă asculte și să afle mai multe despre misiunea pe care o faceți. Bine ați venit la Radio Vocea Evangheliei! Bine v-am găsit și mă bucur foarte mult să fim în studio împreună astăzi, să vorbim despre misiune și să vorbim despre faptul că merită să trăim viața noastră pentru Hristos. Merită să ne dăruim cei mai frumoși ani ai vieții noastre lui Hristos. Eu am încercat să sumarizez în două expresii tot ceea ce faceți și ceea ce știu despre dumneavoastră. Nu am încercat să prezint toate proiectele în care sunteți implicat și aceste două expresii au fost misionar și om de radio. Cum v-ați prezentat dumneavoastră? Dacă ar fi în câteva expresii, într-o frază, să spuneți despre dumneavoastră câteva lucruri, care ar fi acestea? Poate aș vrea să spun așa cu smerenie, că iubesc pe Domnul și îi datorez tot și doresc să-mi trăiesc viața pentru slava numelui Lui. De multe ori nu mă simt la înălțimea, aș putea spune că aproape tot timpul, mă simt destul de departe de ceea ce aș dori, de cum aș dori să-L slujesc, însă un lucru știu sigur, că-L iubesc și am acest sentiment profund că îi datorez tot și că doresc să-mi trăiesc viața slujindu-L pe El, în acord cu darurile pe care mi le-a dat, cu abilitățile cu care m-am zestrat. Eu cred că e cel mai nobil lucru pentru care putem trăi pe lumea asta, să trăim pentru Hristos. Am vorbit de aceste două direcții, misionar și om de radio. Da. Care a fost prima din ele în viața dumneavoastră, cronologic? Poate a fost întâi misiunea. Da, întâi misiunea. Dar și misiunea a fost, aș putea zice, un lucru care m-a surprins. Am făcut o școală biblică în Elveția în 1997 și acolo am avut o colegă care lucra ca misionară în Niger. Esther Sono, chema o coreancă. Și ea ne tot spunea, dacă vreți, dacă Domnul vă cheamă în misiune, veniți în Africa, veniți în Nigeria, atâta nevoie acolo. Și ne toca la cap pur și simplu. De câte ori avea ocazia, de câte ori ne spunea, veniți în Niger. Eu n-aș putea să spun că am răspuns, dar în 1998 am participat la un stagiu de pregătire misionară în coastă de Fildeș, în Africa de Vest, la o distanță mică de Niger, și am contactat pentru prima dată cu Africa. Acolo am vizitat și o stație de radio, mi-aduc foarte bine aminte, de fapt două stații de radio, și Domnul a pus acolo o sămânță. La momentul ăla nu am avut încredințare. Eu nu pot să spun așa că a fost ceva așa, dacă a venit imediat, spontan, instantaneu. A fost ceva ce s-a semănat și încet, încet a crescut. Chiar vorbeam cu fratele Vali că în 1993 am făcut un curs de radio, da? Cu cineva care a lucrat cu BBC și am zis, no, poate o să-mi servească vreodată. N-am știut că o să-mi servească și după ce am terminat școala biblică, frații din România îmi spuneau, dar vin în România, dar e așa mare nevoie în România de lucrători. Eu aveam așa pe inima mea să plec în misiune. Și i-am pus lui Dumnezeu așa o condiție. Uite, dacă tu vrei să plec în misiune, trimite în România doi misionari în locul meu. Uite, asta e condiția mea. Una din ele. Și m-am început să mă rog. Chiar Domnul m-a inspirat așa. În fiecare seară mergeam pe stadion, pe terenul de sport de la școala biblică și mergeam așa. Înconjuram, mă descălțam și mergeam pe iarbă cu picioarele goale la 9 seara și mă rugam în timp ce mergeam. Și îi spuneam lui Dumnezeu, uite, se termină școala biblică, nu știu exact care direcție, dar dacă tu vrei să plec în misiune, trimite în locul meu. Și la foarte puțin timp m-a căutat o familie de elvețieni. M-a spus, noi vrem să plecăm în România. Ne-ai putea ajuta? Da, bineînțeles. Și Domnul mi-a zis, vezi, prima condiție s-a îndeplinit, pleci în misiune? Da? După aceea am făcut un curs de pregătire. Prima dată am dorit să mă duc să fac traducerea Bibliei. Am făcut un curs de traducere cu misiunea Wycliffe în Franța. Două luni de zile a fost școala, așa, ce să mai spun, o școală atât de dură că mulți au renunțat 8 ore de zi pe zi, studiu intens,
Însă Domnul avea un alt plan. Este adevărat că cursul ăsta mi-a folosit foarte mult, însă aș vrea să spun, să pun în relief ceva. Că atunci când Dumnezeu te cheamă, atunci când este voia Lui, când îți deschide El o ușă, în primul rând El pune un obstacol pe care nu-l poți depăși. Și apoi tot El îl înlătură, ca să-ți arate că El intervine, că tot ce se întâmplă în viața ta este urmarea harului Lui în exclusivitate. Oare de ce face lucrul acesta? Ca să ne ajute să ne adunăm puterile, să ne strângem puterile și să depășim obstacolul? Nu. Eu cred că face asta ca să descoperim harul. Să recunoaștem că orice lucru bun în viața unui creștin adevărat este lucrarea Harului Lui Hristos, 100%. Și poate să descoperim credința, exact. Să vedem că Dumnezeu ne-a ajutat în acel obstacol și probabil pe câmpul de misiune, când întâlnim obstacole mai mari, atunci să avem credință în El că le putem depăși și pe acelea. Exact. Să ne aducem aminte că așa cum a lucrat, Dumnezeu va mai lucra în continuare în viața noastră. Credincioșia Lui este unul din atributele cele mai extraordinare ale Lui Dumnezeu. Noi oamenii ne dăm de multe ori cuvântul, uităm, ezităm să împlinim ceea ce am promis. Dumnezeu este altfel. El ce promite, împlinește. De-aia spune, i s-a dus vestea din pricina împlinirii făgăduințelor. Este un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Cât de importantă este credința în Dumnezeu? Cât de importantă este teologia pentru un misionar? Credința este vitală. În lucrarea misionară, dacă nu ai credință, stai acasă. Sunt lucruri mult mai importante și le spun și tinerilor. Am avut cazuri în care le-am spus că e bine să fac altceva. Da? Fără credință n-ai ce să cauți în misiune. Ați avut oameni pe care i-ați trimis acasă de pe câmpul de misiune? Nu de pe câmpul de misiune, dar le-am spus că nu-i treaba lor. Probabil că nu-s chemați. Și vedeți, nu e nicio tragedie în asta. Pentru că trupul lui Hristos, frumusețea trupului Hristos stă în diversitatea Lui. Și pot să spun așa cu smerenie, că nu cred că lucrarea misionară e cel mai important lucru. Este una din lucrările la care sunt chemați robii lui Hristos, slujitorii Lui. Și atunci pun foarte mult accent pe încredințare, pe înțelegerea darului. Am avut cazuri în care unii îmi spuneau, le-am întrebat, ce daruri ai tu? Păi eu am făcut cutare, eu am făcut și radio și televiziune, am lucrat și evangelizarea copiilor, adolescenților, familii. Bun, dar care-i darul tău? Păi știți, am făcut. Bun, bine, dar care-i darul tău? Și m-am găsit în fața unui om care nu știa bine la ce-l cheamă Dumnezeu. Dar noi poate avem așa, românii, avem așa un talent de oameni orchestră, avem impresia că știm să le facem pe toate. În realitate, omul care își înțelege darul, înțelege că știe să facă ceva bine. Da? Un lucru foarte bine. Și la lucrul ăla e chemat de Dumnezeu. Revenim la misiunea din Africa. Ce ați făcut în Niger și în Ciad, acolo unde ați locuit câțiva ani de zile? Da. Când am ajuns în Niger, dorința mea a fost să mă implic în evangelizarea tuaregilor. M-a fascinat așa istoria tuaregilor. Un popor special. E un popor care e diferit. De cum ajunge, îți dai seama că sunt altfel. Față de Africa Neagră, tuaregii sunt creoli. De altfel, ei vin din nordul Africii, de undeva din Algeria. Algeria și Maroc au plecat de acolo, au venit, s-au răspândit în foarte multe țări din Africa. Și am avut pe inimă să mă implic în evangelizarea lor. Însă Dumnezeu avea alt plan. Și am început să închidă ușile. Așa face El. Extraordinar. El face invers decât noi. Întâi îți închide ușile, pentru că o are pe aia Lui pregătită. Și întâi recunoști că, așa cum spune Pavel, întâi vine ceea ce este firesc și apoi ce este duhovnicesc. Asta e un principiu divin. Și am făcut eforturi, m-am dus, am mers cu avionul vreo 1000 de kilometri să întâlnesc cu misionari care lucra de 35 de ani printre tuaregi. Dar Domnul spunea nu. Nu-i simplu să recunoști lucrul ăsta. Și cum m-a ajutat Domnul să înțeleg foarte clar chemarea radio, eram la o întâlnire a misionarilor din capitala țării, din Niamey, eram vreo 15 persoane și cineva a întrebat, haideți să spunem fiecare din noi cum am putea să evangelizăm mai bine orașul Niamey. Una a spus fiecare și când mi-a venit rândul, am zis, cred că cel mai bun lucru ar fi să avem un radio. Și au zis toți, wow, asta e cea mai bună idee. Dar zice, credem că tu ești cel mai potrivit. Și a zis, eu am crezut că sunt numai cu ideile, nu cu... Da? Și apoi când au auzit că am și o pregătire electronică și am făcut și radiojurnalist, a zis, păi stai puțin, că avem om aici. Ce să vă spun, că pe mine m-a luat așa, complet pe nepregătită, dar n-am mai putut să dau înapoi. Am știut că de la Domnul a venit lucrul ăla,
mi-am asumat-o și am devenit unul din responsabilii proiectului de prima stație radio din capitala țării, din Niamey. Mie mi se pare o nebunie curată să-ți dorești sau să-ți imaginezi că poți începe un radio într-o țară în care sunt 97% musulmani, da, în Niger. Da. Cum de-ați avut ideea aceasta? Aș vrea să vă spun că au fost piedici foarte, foarte mari, adică nu vă imaginați. În primul rând am făcut totul foarte corect, ca la carte, da? Și ne-am dat seama că piedicile nu le putem depăși decât prin credință, prin rugăciune. Fondurile au venit, știți, banii nu sunt problema în lucrarea lui Dumnezeu, oamenii sunt problema, oamenii. Și după ce am făcut proiectul, bineînțeles că guvernul n-a vrut să ne aprobe. Da? O țară cu 97%, în care nu exista niciun post de radio creștin în capitală, am zis, nu se poate. Problema nu era la creștini. Ei au părere bună despre creștini. Se crea un precedent. Da? Radiourile confesionale creștine nu sunt periculoase. Altele sunt periculoase. Cred că înțelegeți despre ce e vorba. Însă, în momentul în care am văzut că noi am făcut tot ce trebuie corect și că nu vreau să ne dea autorizație, am cerut la toate bisericile cu care eram în legătură, eu și colegii mei din Statele Unite, Noua Zeelandă, America, Canada, să se roage pentru proiectul ăsta, ca Domnul să deblocheze proiectul ăsta. Și după 6 luni de rugăciune, guvernul a zis, veniți să vă luați autorizația, că nu mai pute, gata, luați autorizația. Ne-a dat autorizația și am pornit primul post de radio în 2004 la Niamey, în capitala Nigerului. În Niger sunt puțini creștini, sub 1%. Răspuns locuitorii din Niger atunci când au auzit pe unde radio Evanghelia? Ce efecte a avut deschiderea acestui post de radio? Bun, au fost foarte surprins să audă că există un radio creștin. Se numea la Voix de l'Espérance, Vocea Speranței. Se și numește? Da, acum nu, pentru că s-a transformat. Însă e pe aceea structură, unele persoane, însă s-au multiplicat, acum sunt mai multe radiouri, noi am început cu unul atunci. N-a fost chiar surpriză totală, pentru că făceam deja emisiuni radio, le transmitam, dar prin alte posturi de radio. În Africa asta este o tactică care merge foarte bine. Transmitem emisiuni radio pe posturi private, le plătim o taxă și ne permit. De ce? Ei știu că creștinii fac emisiuni de foarte bună calitate, plătesc și apoi noi nu incităm la ură. Noi nu vorbim de rău musulmani, nu-i vorbim de rău, nu ne implicăm în politică, noi ne ținem de treaba noastră. Noi vorbim despre Hristos și vrem să facem bine în comunitățile locale. Da? Am avut o întâlnire de porți deschise, i-am invitat pe cei din Niamey, le-am făcut cadou radiouri pe frecvență unică și apoi lucrarea asta s-a extins. Acum avem radiouri în mai multe zone, nu numai în capital, mai multe zone din jurul capitalei. Deci ceea ce a fost atunci un mic sâmbure, acum s-a dezvoltat, avem mai multe orașe din Niger. Cum răspund oamenii? Se întorc la Dumnezeu? Da, acum trebuie să înțelegeți că în cultura musulmană oamenii dau răspuns mult mai prudent și obțin un răspuns, nu-i ca la noi. Noi suntem obișnuiți să trăim într-o țară liberă în care poți să spui ce gândești, da? Poți să-ți asumi consecințele unei decizii pe care o iei. Într-o cultură musulmană, oamenii sunt mult mai temători, mai timizi, mai ales când e vorba să se întoarcă la Dumnezeu, să vină la Hristos. Pentru că, dacă cunoașteți puțin teologia musulmană și gândirea musulmană, în momentul în care un om renunță la Islam, devine apostat. Da? Și în țările radical musulmane sunt condamnați la moarte. Da? Deci nici noi nu forțăm un răspuns, ci lăsăm ca Duhul Sfânt să producă o convingere profundă. Niciodată nu îi amăgim pe oameni, nu facem promisiuni materiale, ci lăsăm ca Duhul Sfânt să producă o convingere profundă. S-au întâmplat, au fost cazuri în care după 12 ani s-a pocăit un musulman. Știam sigur că crede în Iisus, știam sigur că e convins de adevăr, dar noi nu putem lua decizia în locul altuia. Da? Și la un moment dat, chiar o să vă spun asta, o mică întâmplare, două minute, înainte de a părăsi Nigerul în 2004, m-am dus la un prieten de-al meu, care era prieten, făceam înregistrări împreună, el îmi traducea texte din tamașeg, limba tuaregilor, în franceză, și invers, și i-am spus, uite, eu plec în România.
Dar dacă te pocăiești, trimite-mi un mesaj, decât să mă anunți. Și i-am făcut cadou boxele mele audio. Și a zis, Doamne, de câte ori privește boxa aia, boxele alea, lucrează la inima lui. Și după 9 luni de zile, primesc un e-mail în România. S-a întâmplat, frate, gata, s-a întâmplat. Știu, Iisus Hristos e Mântuitorul meu. Deci am trăit toată viața mea cu, ca cu o sabia de Damocles, cu o amenințare permanentă. Că zice, în Islam există o învățătură că poți să fii moral toată viața, dar în ultima zi din viață poți să faci o prostie care anulează tot și te duci în infern. Și acum știu, Iisus mi-a iertat păcatele, sunt copil al lui Dumnezeu. Da? Și acum e fratele nostru în Hristos, ne ajută la proiectul de traducere a Bibliei, un om deosebit. O minune pe care a făcut-o Dumnezeu în viața unui musulman, iată, s-a întors la Dumnezeu și acum are siguranța mântuirii, știe că Domnul Iisus Hristos a plătit pentru păcatele lui. Amen. Continuăm să vorbim despre musulmani împreună cu Teodor Popa, misionar, și spun, vorbim despre musulmani în continuare, pentru că în câteva săptămâni, chiar în această lună mai, va începe Ramadanul, luna în care musulmanii îl caută pe Dumnezeu prin post și rugăciune. Dumneavoastră sunteți implicat în lucrarea cu refugiații. Am vorbit cu anumiți oameni și unii se întreabă doar unde pot fi găsiți musulmani. Alții, în schimb, mult mai ușor îi găsesc și spun, am vecini de bloc. Unde îi găsiți dumneavoastră? Ce faceți în timpul Ramadanului? Când sunt în Africa, Ramadanul este cea mai bună perioadă din an în care poți să vorbești cu oamenii despre Dumnezeu. Musulmanii sunt mult mai deschiși. Da? Noi trebuie să ne desprăfuim de politică și să vedem într-un musulman un semen al nostru. Deci dincolo de religia lui este un semen, este un om pentru care a murit Hristos. Trebuie să vedem în primul rând asta, un om care are nevoie de mântuire. În perioada Ramadanului, dar perioada Ramadanului este precedată de sărbătoarea Tabaschi. Sărbătoarea Tabaschi este sărbătoarea sacrificiului la ei. Și bun, în teologia musulmană înseamnă sacrificarea lui Ismael. Ei spun că Avram, de fapt, a vrut să-l sacrifice pe muntele Moria pe Ismael, nu pe Isaac. Dar ei, bun, deformează istoria, însă este o ocazie de a le vorbi despre adevărul istoric și de a le arăta ce reprezintă sacrificiul. Că, de fapt, sacrificiul este în icoană, în imagine, sacrificiul lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Da? E o ocazie foarte bună pentru ei. E o perioadă teribil de grea. Da? Sunt musulmani foarte evlavioși. Aș vrea să știți că musulmanii nu sunt atei. Ei sunt credincioși. Credincioși în sensul lor. Ei cred în Dumnezeu, în Allah. Da? Unii sunt extraordinar de evlavioși. În timpul cât țin postul Ramadanului, nici măcar nu înghit saliva. Sunt atât de temători, de evlavioși, încât până și saliva o scuipă într-o cutie cu nisip. Să nu cumva să înghită vreun pic de apă. Da? Și e teribil, pe căldura aia de 30-40 de grade, să nu bei nimic de la răsăritul său până la apus, e ceva groaznic. Da? Dar pentru noi este o foarte, foarte bună ocazie să le vorbim despre Dumnezeu. Deci în lumea musulmană trebuie să te desprăfuiești de prejudecăți. Da? Și să vezi în omul ăla un om care are nevoie de Dumnezeu. Da? Să-l întâlnești, să mergi pe terenul lui. În Islam există, oamenii au foarte multe noțiuni despre Vechiul Testament. Dar au noțiuni despre Adam și Eva, știu cine a fost Noe, Avram, Iov. Da? Și putem să intrăm în discuții cu ei, plecând de la personajele pe care ei le știu. Pentru ei Iisus, Isa al-Masiu, cum spune în arabă, este un profet. Da? Și un om al lui Dumnezeu care a lucrat printre musulmani, se numea Charles Marsh, face un lucru foarte, foarte interesant. Face o paralelă între Mahomet și Iisus. Și spune, uite, și Mahomet și Iisus a murit. Amândoi au fost profeți mari. Unul a rămas în groapă și mergem la Medina și vizităm mormântul. Iisus n-a rămas în groapă. El a înviat și stă la dreapta Tatălui. Iisus este unic și incomparabil. Da? Deci, înainte de a ne contrazice, trebuie să plecăm de la lucrurile pe care le avem în comun, istoric vorbind, și să-i aducem pe oamenii la adevărul fundamental, la adevărul care mântuie. Că jertfa aceea, despre care vorbește Ramadanul,
De fapt, este Iisus Hristos care s-a dorit pe sine pentru noi. Da? În cadrul emisiunii Creștini în Acțiune continuăm să vorbim cu Teodor Popa, misionar și om de radio. A început înființarea unei stații de radio în Niger în urmă cu mulți ani. Acum aflăm că sunt multe alte stații în Niger și în alte părți. Vorbim de asemenea despre musulmani și despre evangelizare în cultura musulmană și de asemenea printre musulmanii de lângă noi. Acum mergem un pic pe ritmuri africane sau africanii, mai bine zis, ar dansa pe ritmurile acestea. Judith Babiri la Radio Vocea Evangheliei și apoi continuăm discuția cu Teodor Popa. Yeah.
Cam acestea sunt ritmurile care se aud în Africa, ritmuri care se aud pe posturile de radio creștine deschise în Africa, și pe lângă aceste melodii sau melodii asemănătoare sunt mesaje pline de putere. Dumnezeu lucrează acolo în Africa, printre musulmani, în Niger și de asemenea în alte țări în care ați fost. Da, câteva cuvinte o să spun despre lucrarea din Chiad. În 2005, la sfârșitul 2005, am fost invitat să merg să pregătesc o echipă de ciadieni în radio. Ei aveau deja un post de radio acolo, însă n-aveau lucrători în radio. Am mers acolo și am compus un curs de radio în limba franceză. Îl aveam deja în limba română și l-am făcut așa pe înțelesul. I-am luat de jos de tot, adică ce să vă spun, că nici n-aveau curajul să atingă mouse-ul. Și le-am spus, puneți mâna că nu vă mușcă. Da, i-am luat de jos, dar la sfârșit erau capabili să editeze emisiune. Timp de o lună și jumătate am făcut cursul cu ei, intens, în fiecare dimineață luam cât un ciadian. Intram în emisie la 6 dimineața, la 5 jumate ne întâlneam în studio, eu stăteam la mixer, el la microfon, eu vorbeam în franceză, el în limba Kong, în limba tribunului, da? A doua zi schimbam, îl puneam la consolă, învățam să umblă la butoane, da? Și apoi treceam eu la celălalt microfon, astfel încât după perioada asta de pregătire să fie capabil să lucreze fiecare. Postul ăsta de radio funcționează de aproape 12 ani. Deci avem 11 ani și jumătate. Din 2006 i-am dat drumul luna ianuarie și funcționează de atunci. Primesc newsletter-ul, scrisoarea de misionară de la misionar american care lucrează acolo și lucrarea continuă. El face și traducerea Bibliei, dar face și radio. Haideți să revenim mai acasă și mai la zi. Da. Eu am fost bucuros să aud că mergeți în Grecia săptămâna viitoare, împreună cu un grup, veți conduce o echipă de misiune, pentru a-i întâlni pe refugiați. Despre ce e vorba? De ce în Grecia? Am avut acum o lună de zile vizita unui coleg de la misiunea cu care lucrez, SIM Internațional. El a venit din Africa de Sud, are pe inimă refugiații și a mers în Grecia, a făcut o vizită acolo și a trecut pe la mine, mi-a povestit ce a văzut în Grecia. Și uite, am auzit că românii, echipele de români fac treabă foarte bună în Grecia, tu ce zici? Și a zis, stai să mă gândesc. Da? Asta s-a întâmplat acum vreo lună jumate. Da? Am mers în câteva biserici și le-am vorbit despre proiectul ăsta. Au fost câțiva care s-au arătat interesați. Da? Am luat legătura cu niște misionari din Grecia, cu ei colaborăm. Întotdeauna lucrarea misionară nu te duci de capul tău, nu te duci să faci performanță spirituală, lucrezi cu bisericile din loc, pentru că noi convertiți trebuie plasați într-o biserică. Un nou convertit nu trebuie să rămână în aer, el trebuie întotdeauna pus în legătură cu o biserică. Ne ducem în Tesalonic. Dar vom sta o săptămână pentru început, vrem să stabilim legături cu frații de acolo, cu misionarii, în perioada 15-21 mai. Da? Deocamdată echipa e compusă din 6 persoane, 2 fete și 4 bărbați. Vom merge și ne vom implica în evangelizare și slujire socială, prin împărțire de tractate, discuții cu persoanele care înțeleg o limbă europeană, slujire în domeniul social, dacă va fi cazul, practic, slujire la mese, curățenie, reparații. E foarte posibil ca comunicarea cu ei să fie foarte, foarte redusă, că cei mai mulți vorbesc arabă și persană. Da? Însă, rup așa puțin și puțină engleză, însă avem tractate în limba persană și în limba arabă. Da? Și o să le distribuim și ceea ce contează foarte mult la musulmani este dragostea pe care o arăți. Dragostea lui Hristos este un limbaj care nu are nevoie de multe cuvinte. Oamenii îți văd fața. Văd că te apleci la nevoia lor. Dar la musulman contează foarte mult asta. Da? Să le arăți că te interesează, că te apleci la problema lui, că ai timp să-l asculți. Și asta vrem, ca timp de o săptămână pentru început, să fim acolo împreună cu ei, să le spunem că ne pasă. Eu spuneam la fratele Vali, eu cred că Dumnezeu i-a adus pe refugiați în Europa. Eu știu că e foarte politizată problema asta refugiaților, cunoaștem exemplele astea negative, și însă cei mai mulți dintre ei ajung aici nu pentru că știu eu, vin neapărat să-și facă o viață mai bună, ci pentru că nu mai se putea trăi în țara lor, da? Cei din Siria pleacă din orașe care au fost complet distruse.
Da? Și vin aici pentru că nu se mai poate trăi acolo, da? Vin aici pentru că noi nu ne-am dus la ei. Ei trebuiau să audă Evanghelia de mult. Însă nouă ne e mult mai ușor să stăm în niște biserici confortabile, să cântăm în cor, în orchestră, e mult mai confortabil, mult mai fain, da? Ești mult mai aplaudat la scenă deschisă. Într-o misiune de genul ăsta, îți pui viața în pericol, da? Rodul s-ar putea să nu-l vezi imediat, s-ar putea să-l vezi în veșnicie, da? Dar porunca Domnului Iisus Hristos este duceți-vă și duceți Evanghelia la orice făptură. Porunca nu este rămâneți în biserică, duceți-vă și duceți Evanghelia. Mergeți și duceți Evanghelia la orice făptură. În emisiunea de astăzi, Creștinii în Acțiune, vorbim sau am vorbit, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, împreună cu invitatul nostru Teodor Popa, misionar. Am vorbit despre misiuni pe termen lung, misiuni pe termen mediu și misiuni pe termen scurt, așa cum este aceasta în care veți pleca săptămâna viitoare. Din 13 iunie veți pleca până în 13 mai veți pleca, în 15 mai veți fi acolo, veți începe misiunea. Și aș dori un pic să duc discuția în zona aceasta. Ce folos au misiunile pe termen scurt? Care este impactul lor? Într-o misiune pe termen scurt, foarte importantă este pregătirea. Eu nu fac turism misionar. Deci îi răspund de la bun început oamenilor. Dacă mergeți în misiune pe termen scurt, mergeți să faceți treabă, nu să vă plimbați. Da? Folosul misiunii pe termen scurt este să descoperim vocații misionare. Deci scopul pe care eu mi-l propun înaintea lui Hristos, pe care îl slujesc, este ca cei care vin să-și înțeleagă chemarea lor. Da? Puși într-o slujire, puși într-un context de slujire, cei care merg acolo pot să-și pună întrebări pe care nu și le-au pus niciodată. Care e darul meu? Care e măsura mea de credință? Da? Sunt eu capabil să-i slujesc pe alții? Da? Care sunt darurile pe care Domnul le-a pus în mine? Atâta timp cât rămâi în biserica în care ești de mulți ani de zile, poate că nici nu ți-ai pus vreodată serios întrebarea care e chemarea ta, care e darul tău. Ți se pare că totul e atât de clar pentru toată lumea, într-o lucrare misionară, chiar pe termen scurt, unde fiecare persoană e importantă, da? Și n-are cine să o înlocuiască, da? E foarte important că acolo să slujești, pentru asta ești acolo, da? Deci, intenția mea într-o misiune pe termen scurt este să descoperim oameni cu chemare misionară, da? Dacă unul din cei șase, unul cei cinci, că cinci sunt afară de mine, își va înțelege chemarea, pentru mine se merită tot efortul. Da? Și financiar, și oboseala, și pregătirea, tot. Da? Vedeți, Iisus nu lucrează la cantitate, El nu lucrează cu numere mari. Da? Și a fost pe pământ, da, a trăit 33 ceva de ani și s-a ocupat de câți? De 12 oameni, în mod special. Noi am spune cum? Fiul lui Dumnezeu, atotputernic, s-a ocupat numai de 12 ani. Și din cei 33 de ani, 30 de ani a fost un anonim perfect, nu? Da? Numai la 12 ani se spune că a ieșit în templu și a făcut acolo, a ieșit puțin în relief. 30 de ani de ascultare de plină de părinții lui pământești, de tatăl, și 3 ani de slujire publică, da? E bine, în lucrare misionară, scopul, stagiul misionar este să învățăm ascultarea de Hristos, să învățăm ce înseamnă să trăiești prin credință și să ne descoperim chemarea noastră. Veți fi 6 persoane în această echipă care va merge în Tesalonic săptămâna viitoare, la finalul săptămânii viitoare, și probabil că ar fi foarte recomandat, foarte sănătos să aveți susținere în rugăciune. Da. Ascultătorii noștri sunt gata să susțină în rugăciune, cel puțin o parte din ei. Care ar fi câteva motive de rugăciune pentru această echipă formată de 6 persoane pe care o conduceți? Știu că, de fapt, încă sunt locuri și așteptați ca echipa să fie până la 10 persoane. Da, exact. Este o echipă în formare, am putea spune. Da, exact. Deci, deocamdată, vom pleca 5 din România, o fată va veni din Germania, se va alătura echipei noastre date de 15. Un prim subiect de rugăciune, ca Domnul să ne păzească, vom merge cu mașinile, cu 2 mașini, una de aici, una din București. Drumul e lung, de aici va fi prin București, voi avea 1200 de kilometri, dar avem nevoie de protecția Domnului pe drum, până în Grecia. Apoi, Domnul să ne dea contacte bune cu refugiații de acolo. Da? Apoi am vrea să slujim poate și într-o biserică, dacă va fi timp, dacă vom avea ocazia. Bun, asta va depinde foarte mult în ce măsură ne descurcăm cu limba, dacă vom găsi și traducători. Însă, un alt subiect foarte important va fi coeziunea echipei. Deci să avem legături foarte bune frățești
membrii echipei, dar să lucrăm foarte bine în unitate. Da? Într-o echipă, smerenie este esențială. Da? Fără smerenie nu poți să faci echipă cu altul. Da? Dacă punem valoare pe Duhul Sfânt, pe umplerea cu Duhul Sfânt, să știm că una din roadele lucrării Duhului Sfânt în cineva este puterea de a se supune. Da? Puterea de a supune voința, orgoliu, mândria, proiectele personale, de a le supune proiectului de echipă. Da? De a face echipă împreună. Într-o echipă nu e important ca unul să fie cel mai mare, important e să ne atingem scopul pentru care mergem. Și scopul sunt sufletele oamenilor. Da? Deci aș vrea protecție pentru drum, Domnul să ne dea contacte foarte bune cu refugiații și să avem o atmosferă de colaborare foarte bună în sânul echipei. Mulțumim tare mult pentru că ați fost împreună cu noi în această emisiune Creștini în Acțiune. Ne bucurăm de fiecare dată când vedem oameni care sunt în acțiune pentru Domnul, sunt motivați să trăiască pentru El și să-i aducă și pe alții la Hristos, la credința în Dumnezeu. Ne vom ruga și pentru această misiune pe care o faceți, o misiune pe termen scurt în Grecia, între refugiați. De asemenea, ne amintim că ne apropiem de această perioadă a Ramadanului și este o perioadă în care ar trebui să fim preocupați de a lega relații cu cei care sunt de alte credințe, cei care sunt musulmani și poate trăiesc printre noi sau poate deja încep să ne viziteze. Într-adevăr, și în România tot mai mulți refugiați încep să vină, mai puțin ca în alte țări, dar mult mai mulți decât așa în urmă cu câțiva ani. Aș dori ca să las și o posibilitate oamenilor care sunt interesați de mai multe detalii să vă contacteze. Da. De asemenea, poate că sunt oameni interesați să se implice în misiune internațională sau în misiune între musulmani. Da. Poate sunt oameni care doresc să participe la cursuri de misiune transculturală și de aceste lucruri vă ocupați. Da. Ei se pot înscrie, pot scrie pe acest e-mail, de exemplu, teodor.popa@gmail.com. De asemenea, pot să vă contacteze, pot să vă susțină financiar în această misiune, 0765086300, sau pot consulta site-ul organizației cu care lucrați, sim.org. Această organizație de misiune. Ne bucurăm că ați fost împreună cu noi, vă dorim însoțirea lui Dumnezeu și biruință. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă mai așteptăm la Creștini în Acțiune și de asemenea așteptăm pe ascultătorii noștri să fie creștini în acțiune. Așa cum spuneați chiar dumneavoastră, nu doar să stăm într-o biserică și poate nici măcar să nu ne punem întrebări, ci să fim gata să acționăm, să trăim împreună cu Hristos, să trăim cu Hristos. Da, aici punem punct emisiunii noastre de astăzi. Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.